numele F.O. subliniere Tilor Min subliniere Trimihai Tudose subliniere I. Mihai Fifor, într-un scandal de proporbii cu un afacerist aflat în vizorul se.3.i.7it. Jurnale subliniere TI de la GSP au dezvăluit luni cum societatea Cuprumin a vândut printr-un contact pe 2 ani semnat în octombrie 2017 cu o companie din Hong Kong toată producția de mineriu de fier a României. Compania aceasta este reprezentată de Wang Yan, un controversat om de afaceri chinez căruia a fost retras cetenia română în urmă cu câțiva ani, la solicitarea SRI, pentru ce reprezenta un pericol pentru siguranța națională. Castzi, jurnal subliniere TGSP ies la ramp cu noi dezvăluiri halucinante. Mai exact, acest subliniere TI au prezentat cum acest contract a fost aprobat de F.O. subliniere TI Min subliniere TI ai economiei, Mihai Tudose subliniere I. Mihai Fifor. Cred că în perioada vizitelor acelea, ce au fost prima, când nu i-am primit, și apoi a doua, prin vari, când au venit cu aprobare, Min TI erau domnii Tudose I. Fifor. Spune fostul director al Cuprumin, Nicolae Turdean, pentru Tolo. Nicolae Turdean este directorul Cuprumin, care a semnat alături de Wang Yan contractul, dar care s-a retras din companie la 3 luni după ce a semnat. Fostul director a arătat în interviul menționat sublinierei cum ambasada Chinei a fost implicat în discuțiile dinainte de încheierea contractului sublinierei a arătat ce partea chineză este interesat să investească în Cuprumin. Wang Yan este unul din cele 5 persoane ce au avut cetenia român retras. Ceilalți 4 au fost acuzați de terorist sau fapte similare ca gravitate precum terorismul. Este vorba de Olga Selezniova, Said Baaklin, Omar Haisam subliniere I. Kasem Hassan. Motivul retragerii ceceniei este păstrat secret, dar se încadrează la litera de lege care precizează următoarele, subminarea, sabotajul sau orice alte acțiuni care au ca scop înlăturarea prin fora instituțiilor democratice ale statului oricare aduc atingere grav drepturilor și libertilor fundamentale ale cetenilor români. Numele acestuia apare în investigația GSP privind dosarul Shanghai, despre o rețea de prostituție cu minore din 2005, rețea controlat de mafia chineză din România sublinierei protejat la vârf în poliție.